Garnitura de tren a plecat din gara din Iași cu peste 1200 de refugiați. Seara trecută, trenul a oprit pentru o jumătate de oră în gara din Buzău, unde au coborât o parte din călători. Cu copiii de mână, cu bagajele în alta, mame și bunici au fost așteptați pe peron și duși la adăpost. În mulțime era și Olga, cu cei trei copii și cățelul familiei. Vin din Odessa. Sunetele bombelor și rachetelor, al sirenelor, le-a rămas în memorie. We didn't see the bombing. We saw some lights, we heard some noise, and it was very tiring, so we decided to protect the children. Pompieri și jandarmi au mers la gară să-i conducă pe cetățenii ucraineni în sala sporturilor din Buzău, unde au primit sandvișuri calde și apă. Irina și fiica ei, Katia, care tocmai a împlinit 10 ani, locuiau în Nicolaev. Ochii femeii se umplu de lacrimi când vorbește despre părinții și fratele ei, pe care i-a lăsat în pivnița casei. We don't know why is this happening to us. We either. We are peaceful. We love all people. We want to live, we want to go to work. Frica i-a făcut și pe mulți din Odessa să fugă cât mai departe de casele lor. Bubuiturile erau din ce în ce mai dese. You are tired now. So much. Tonight we come train, bus. Refugiații ucraineni vor fi cazați în hoteluri și pensiuni din orașul Buzău și stațiunea Sărata Monteoru. Autoritățile au pregătit și internatele unor licee pentru alți refugiați.